vehiculează restructurarea în sănătate. Se pare, a fost în ședința trecută când liderul de sindicat a spus că Spitalul Zlatna este între cele 42 de spitale care vor fi desfințate, a trebuit în Consiliul Local cu factorii de decizie care sunt județeni, prefectură, direcție de sănătate, Consiliul Județean, găsit o soluție ca să nu dispară spitalul. Deocamdată, umila mea părere este că nu se poate asigura asistența medicală cu două salvări care există, fiindcă de la 1 august Casa de Asigurări nu mai decontează pe salvări urgențele decât pe salvarea, dacă circulă salvarea de urgență. Pe cealaltă care există este de transport pacienți, nu decontează urgențele, iar Islandă care a rămas, care zicem noi, mașina de înghețată, da, este aproape de a se termina. Deci cu două salvări nu poți să satisfaci necesitățile transportul de Alba. Necesitățile zonei. Și cu transportul de Alba, că dacă se va desfința spitalul, atunci orice bolnav trebuie trimis fie de medicii de familie, de permanență de către medicii de familie, tot prin stația de salvare. Deci încă nu suntem pregătiți pentru a desfința. Și știți foarte bine, sunt atâtea zone în localitate unde nu se poate ajunge cu salvarea, unde nu poți să-i faci nici tratament la domiciliu ca să înființezi un serviciu de tratament la domiciliu, că și acolo sunt niște cote date pentru serviciile medicale făcute, care cred că numai dacă ai mai avea încă vreo două firme pe lângă se poate satisface cheltuielile. În orașul nostru Zlatna, că în București poate, dacă mere poscare o asistentă, face la 5 petești, la 10 petești o injecție. Dar aici dacă are unul într-un poele și unul în petești, și-a terminat ziua de lucru până când ajunge la ei. Deci trebuie luat o hotărâre la nivel de consiliu. Mers la Alba Iulia, dacă nu se pot chema în consiliu cei care pot să fie, să zică da sau ba, îl desfințăm, să nu îl desfințăm noi. Și să susținem. Prin legea medicală știți foarte bine la locul un spital nu poate fi desfințat fără acordul Consiliului Local. Că Nelu Munteanu încerca să desfințeze și i-am spus, bă, desfințează tu, păi nu pot să fără nicio. Ce ne trebuie? Da, dar atunci să ne pregătim de așa. Hai că suntem des aici și să o discutăm. Într-adevăr, Zlatna este prins pe primarea 29-44 pentru desfințare. Problema se pune în felul următor. Cu cazul de la 1 septembrie am înțeles că nu vor mai fi medicamente compensate. Toată lumea plătește, nu vor mai fi condiții strânse la salvări, dar toată lumea plătește. Dacă vrei să te salvare plătire, dacă nu mori acasă, dacă vrei să începi la construit, dacă nu mori. Atunci îți dă medicul de familie medicamente. Păi, vedea, sula, nimic, nu vede. Și cronic. Problema este foarte clară. Ei vor zice așa, bine domnule, hotărâți voi. Da, domnule, este hotărârea de guvern prin care spune că spitalele cu tare se desfințează sau trec la Consiliile locale, vă dau la Consiliul Local. Sunteți de acord că noi nu putem ține spitalul Consiliului Local? Nu sunt de acord. Nu, nu sunt de acord. Nu sunt de acord, sunt de acord. Dacă erau liberali, putem. Dacă erau liberali, nu putem. Noi lăsăm, să lăsăm politica, să fim oameni. Să stăm să discutăm așa, fiecare. Discutăm nu un... avem... Să găsăm o soluție. Noi nu putem să lăsăm spitalul să se desfințeze. Nu, băi, Sorine, nu, și eu zic, nu putem.
Dar trebuie să ținem la ouă. Îl ținem? Trebuie să găsim o soluție. Ca... Nu spuneți, hai să vedem aici. Hai să vedem unde găsim niște bani. Da, o idee de soluție. Să cumpărăm o centrală pe lemn cu 15 mașini, cu 20 mașini. Să cumpărăm o vacă, să le dăm lapte dimineața și seara să te iei și... Hai să spunem. Ei și-au făcut acum. Nu. Nu, mă întrebăm dacă trebuie. Dar nu suntem desfințați spitalul. Spitalul pentru Trâmpăiele, pentru Valea Dosului, pentru toate... Măi, Sorine, și eu sunt de acord pentru asta, este și necesitare, este, nici eu nu sunt de acord. Dar e și public. Dar cu ce? Deci, în prima fază, hai să vedem de unde găsim niște bani, să cumpere o centrală pe lemne ca să reducem cheltuiala la gaz. Că asta e durerea numărul 1, am înțeles. Domnul Mihai, aveți cuvântul. Da, domnul, să întâlnea și la 1 octombrie un an de când au pornit gunoaiele. Acolo, cu ce putem, cum putem să subvenționăm minusul? Da. He? Cum se poate? Aici mai mult de 100 de milioane nu-i trebuie infuzie lunar la acest spital. Deci, la cea deci domnule, mai mult de 100 de milioane nu-i trebuie infuzie la acest spital lunar ca să-și plătească serviciile. Se dacă plecăm de la 0, 100 de milioane, bani de gaz, restul le putem plăti. De miliarze, dacă de 100 de milioane pe lună. Dacă ne plecăm de gaz, în continuare cazul. Restul 108 cazuri. Și hai să mai rămânim. Să mai rămânim un lucru. Domnul Aron, a doua oară când vrea să fie din nou subțir și parcă la apropo că există un audit făcut. Domnul Aron are ce înseamnă auditul și ce înseamnă legea unui audit. Pe un audit când se face, are niște... El a anunțat cu 15 zile înainte când se începe auditul, când se termină și cui se predă. Nu mai este directorul. Nu mai este acum directorul Munteanu ca să zică că îl ține cineva în... Domnule, s-a făcut un audit. Domnul Aron, s-a făcut audit, care e problema? Și nu arăta cineva. Și la cine se arată? Auditul se dă la cel care l-a comandat. Păi da, și care e problema? Și ce nu ne spune și la o altă situație? Păi da, e cerul ăsta. Cine e Aron Dudin să-i spune? Nu mă era consiliu, mă! Ce ne spune la consiliu? Da, dar îi spune dacă s-a făcut să fie să spună care e situația la Zlatna. Deci îți cheltuiel făcute și acum. Deci recunosc, cum m-a plătit în cât o fost director. Dar cheltuiel ai făcut pe cheltuiel în spital. Nimeni nu a contestat. Tu ai spus că atunci când ai plecat de la spital, serviciile erau plătite. Da, a zis, serviciile. Nu spune că nu. Domnul Aron, serviciile. Serviciile, reține, serviciile. Mai doar eu zic ce serviciile. Așa. Au fost desplătite serviciile, au fost plătite, mai s-a durit. Eu am acte, domnul Aron. Cât și ai de 100 de milioane lipsă, cât e? Nu lipsă. Nu, e întrebătite. Cât e? Cât e serviciul? Dar spune cât e. 6 sărbă. 6 sărbă. Deci eu repet. Serviciile. Știe ce înseamnă și am rămâi. Deci nu-ți e bun. Domnul Rălău nu scoate serviciile din total pentru el. Nu vreau să mă leg de acolo. Dar dacă te-a faci și te-a bază. Nu eu, este nu scoate. Nu e nicio problemă. Cereți dumneavoastră de fie personal să vă facă doamna secretar, ca președinte de ședință, cereți actualului director de la Direcția Sanitară, dacă există vreun audit făcut și nu a făcut publicității, data viitoare să ne permită la ședință. Te rog frumos să semnezi. Eu, ca viceprimar, semnez și eu de fie ca și consilier de acord cu treaba asta. Să se termină la treaba asta. Dar nu în asta stă rezolvarea problemelor spitalului. Deci nu în asta. Spitalul la ora actuală are 28 de paturi pe interne unde nu se fac numărul de cazuri. Trebuie neapărat un medic pe interne. Iar la 2, domnul Beveze nu are contract încheiat cu medicii. În momentul în care încheie contract cu Vultul și în momentul în care încheie contract cu un alt medic, e obligat să facă, cazurile. Nu le faci și trage prima dată lui din salar și răspunde pentru ceea ce se întâmplă în spital. Asta e legea și dă voie pe lui Daniele. Păi Daniele, dar spune și mie, ce am cerut, următorul lucru? Dacă tu ai spus că serviciile n-ai avut servicii, da, deci omul Vultur, să vedem, o băga ca ora asta, doctorul Vultur, pe care are pe medicii ăsta, pe Dumnezeu, să știi cum da. Și ați văzut că acolo de acum o să ceară primăria. Care e problema? Domnul, primăria o cerut chestia asta să vie să ne raporteze. Nu așa poate să vă făcută tine primăria și ne poate spune doamna secretară că s-a făcut. De la unul că ține cineva o fie pută de parte sau ceva. Pentru audit, pentru Ministerul Sănătății sau pentru sigur. Ah, deci am discutat, ședința de data trecută, că bine s-a făcut. Nu m-am vins să iese ca ceva. Nu, deci ce-ați hotărât eu?
Domnul Bota, spuneți. Dacă nu e făcut, de ce să mai facem? Facem și pe ăla dacă e făcut. Eu fac o propunere să vedem aici cu comisiile din primărie dacă putem să ajutăm spitalul cu bani pentru o centrală pe lemne. Că asta ar fi o soluție.